Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Permiteți-mi să declar deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Neamț, pentru care ați fost convocați în conformitate cu prevederile codului administrativ. La ședință absentează domnul Gulan Laurențiu Cristian, domnul Baciu Vasile și domnul Lucaci Gabriel. Constatând că la această ședință sunt prezenți 30 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție, declar ședința ca fiind legal constituită. În conformitate cu prevederile codului administrativ, supun spre aprobare conținutul procesului verbal al ședinței desfășurat în data de 11 decembrie 2019. Cine este pentru? Propusă pentru această ședință este cea publicată în presă și comunicată și dumneavoastră, astfel încât nu se mai dau citire. În față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acesteia cu 9 proiecte de hotărâre, și anume 1. Modificarea statului de funcție al Complexului Muzeal Județean Neamț. 2. Aprobarea rețelei școlare de învățământ special pentru anul școlar 2020-2021. Punctul 3. Modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 36/2018 privind atribuirea și încheierea contractului de legare prin concesiunea gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare a Unităților Administrativ-Teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Econeamț din zona 2 județul Neamț. Punctul 4. Modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 3/2017 privind atribuirea și încheierea contractului de legare prin concesiunea gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare a Unităților Administrativ-Teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Econeamț din zona 3 județul Neamț. Punctul 5. Modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 265/2016 privind atribuirea și încheierea contractului de legare prin concesiunea gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare a Unităților Administrativ-Teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Neamț din zona 4 județul Neamț. Punctul 6. Aprobarea modificării tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la depozitul județean de deșeuri nepericoase, GIL. Punctul 7. Prelungirea procedurii de acordare a unui ajutor individual de minimis în favoarea societății comerciale de Drupo Neamț S.A. Punctul 8. Modificarea unor hotărâri la Consiliul Județean Neamț. Punctul 9. Modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 220/2018 pentru avizarea comisiilor de concurs, examen, respectiv a comisiilor de soluționare a candidaților pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Transmise dumneavoastră în timp util și dezbătute în comisiile de specialitate. Propun ca cele 9 proiecte de hotărâri suplimentare să fie analizate la punctele 11-19 de pe ordinea de zi, înaintea punctului diverse, cu propriere numerotată. De asemenea, au fost transmise un număr de 9 rapoarte și informări spre a fi analizate la punctul diverse. Supun la vot propunerea de suplimentare a proiectului ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abținere, nu sunt, cu 30 de voturi pentru suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abținere, nu sunt, cu 30 de voturi pentru ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a trece la primul punct, Secretarul General al Județului dorește să facă o precizare. Conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 57/2019, privind codul administrativ, dacă aveți un interes personal în problemele supuse dezbaterii și votului de astăzi, aveți obligația să anunțați la începutul ședinței. Hotărârile adoptate cu respectarea acestor dispoziții legale se pun în vedere. Da, pentru proiectul nume și numerotarea mai actuală, pentru zona 2, 3, 4 și 0. Deci, de la suplimentare. Deci, de la suplimentare.
zona 3, zona 3, zona 4 și... De la 3, 4, 5 și la... Da? 3, 4, 5 și la... La 3, 4, 5 și la... Da, da. Domnul Guran, nu-mi exprim opinia de vot la numărul 17 privind acordarea unui ajutor de minimis pentru 10 lucruri. De ce? Am un interes personal. A, da? Nu particip la vot, dar proiectul numărul 5, execuția bugetară la 3 decembrie. Domnul Stavarac, dumneavoastră, de ce nu vă duceți la ședință de gata de la... Iată, e prins la aceeași dialog, la aceeași oră. Nu-i la aceeași oră. În cadrul de ieri. A votat domnul secretar, 5, da? Dacă nu mergeți data viitoare, o să, o să fac proiect de hotărâre. Deci, proiect de mințeam la 2, domnul. Bun, suntem în ordinea de zi. Deci am notat care mă votează, care se abține. La punctul 1 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Buget. Comisia Servicii Publice. Comisia Urbanism. Comisia Juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri nu sunt. Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 2 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție al Teatrului Tineretului din Piatra Neamț. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri nu sunt. Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 3 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre cu privire la emiterea avizului consultativ pentru planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tarcău pentru anul 2020. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Bugetului. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abținere nu sunt. 30 de voturi pentru hotărârea a fost adoptată. La punctul 4 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre cu privire la emiterea avizului consultativ pentru planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tarcău pentru anul 2020. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Bugetului. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Cine nu sunt. Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 5 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 3 decembrie 2009. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 16 voturi împotrivă. Abțineri. Cu 13 voturi pentru. Bună participare. 16 voturi pentru. Cu abținere. 13 hotărârea nu a fost adoptată. La punctul 6 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Bugetului. Aviz favorabil. Comisia Serviciu. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 16 voturi împotrivă. Abțineri. Cu 16 voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 7 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de interes de investiții de interes public județean. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Bugetului.
Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abținem. Sunt cu 30 de voturi pentru hotărârea. La punctul 8 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Cultură. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abținere. Nu sunt. Cu 30 de voturi pentru hotărârea a fost adoptată. La punctul 9 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 307/2018 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceablăul în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Nu sunt. Cu 30 de voturi pentru hotărârea a fost adoptată. La punctul 10 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 202/2018 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comuna unei activități de interes public județean. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Cine nu sunt. 30 de voturi pentru hotărârea a fost adoptată. La punctul 11 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al complexului muzeal Județean Neamț. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Ținem. Sunt 30 de voturi pentru hotărârea pe adoptată. La punctul 12 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special pentru anul școlar 2020-2021. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abținem. Sunt 30 de voturi pentru hotărârea a fost adoptată. La punctul 13 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea și confirmarea hotărârii Consiliului numărul 36/2018 privind atribuirea și încheierea contractului de legare prin concesiunea gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare a Unităților Administrative Teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Econam din zona 2 județul Neamț. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vreau să vă spun că aici va intra în implicare cei care nu votează. L-am auzit prin prim-ministru Orban, nici eu nu știam ieri. Deci, haideți să mă rog. 15 sunt. 15 voturi pentru. Voturi împotrivă. Bun neparticipare. Voturi împotrivă. Abținere. 13. Domnul Cașa, votați pentru sau nu? 13. Deci voi vă abțineți sau votați? 13 pentru, bun neparticipare, abținere, mâna sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. 14.
Deci Partidul Național Liberal și cu altă, ca să o schimbă. Ca să n-avem o discuție. Bun. Hotărârea nu a fost adoptată. La punctul 14 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Neamț, numărul 3/2017, privind atribuirea și încheierea contractului delegarea prin concesiunea gestiunii unor activități concurente ale Serviciului de Salubrizare a Unităților Administrativ-Teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Economică, zona 3, Județul Neamț. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Pentru 13, împotrivă, abțineri 16. Și unde participare, hotărârea nu a fost adoptată. La punctul 15 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Neamț, numărul 265/2016, privind atribuirea și încheierea contractului delegarea prin concesiunea gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare a Unităților Administrativ-Teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Ieco Neamț din zona 4, Județul Neamț. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. 15 pentru. 13. Voturi împotrivă. Abțineri. 16. Participare, hotărârea nu a fost adoptată. La punctul 16 al ordinii de zi este înscris proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la depozitul de țean de deșeuri nepericuloase Giro. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 13. Voturi împotrivă. Abțineri. Hotărârea nu a fost adoptată. La punctul 17 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind prelungirea procedurii de acordare a unui ajutor individual de minimis în favoarea societății comerciale Grupul Neamțesa. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 16 voturi, hotărârea nu a fost adoptată. La punctul 18 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Da, da. Noi suntem pentru și voi? Puneți proiectul. Puneți proiectul. Domnul Țuțu. O veniți sărbătorile? Este 18. Da, da, e pas. E bine? Da. Sunteți cum la sus, da? Da. Cu 30 de voturi pentru hotărârea a fost adoptată. Am ajuns la punctul de vedere. Aici aveți... Proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 220/2018 privind avizarea comisiilor de concurs examen, respectiv a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență și Piatra Neamț. Rog comisiile să prezinte avizele la acest proiect. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, sunt cu 30 de voturi pentru hotărârea a fost adoptată. Și acum, în sfârșit, am ajuns la diverse. Aveți aici informare privind cheltuielile efectuate de Consiliul Județean Neamț în cadrul vizitei documentare dedicate.
România, delegația de ambasadori care ne-a vizitat județul în data 23 n-a spus? La niciun eveniment. Poți să nu-și dețeleg, doar că exact acest lucru este la nici. Ia să-i invitați, pentru că m-aș fi domnului. De acum? De acum. Informarea privind cheltuielile efectuate de Consiliul Județean Neamț în cadrul Târgului Internațional de Turist de la Londra, din Marea Britanie. 4-6 noiembrie 2019. Aveți informarea, da? Ați citit-o cu atenție. Întrebări, discuții pe ea. Informare privind cheltuielile efectuate de Consiliul Județean Neamț în cadrul Târgului Internațional de Turism de la Varșovia. Și-ați avut reprezentat, știți la trecut, domnul Abeleanu și sunt sigur că vă inform. Dar nu știu dacă a fost la Abeleanu. Delegația a fost de la Consiliul Județean, domnul Hopșor. Nu de la partid. Informare privind cheltuielile efectuate de Consiliul Județean Neamț în cadrul evenimentului Ziua Națională a României de la Londra. A fost domnul vicepreședinț, domnul Abelianu, domnul Luca. Chiar a fost un evenement frumos, să știți. Și mă duceam și eu, să știți, la finală. Am avut reprezentanți. Dacă ați văzut, am văzut era foarte indicat dacă trimiteați și niște oameni de afaceri. S-au zis chiar nu era târg, acolo nu-i târg de business. E Ziua Națională a României. Ce să fac oamenii? Erau bine primiți. Raportul de vinerea activitatea de control din cadrul compartimentului avizare, autorizare și siguranță rutieră în perioada 2018-2019. Aici am invitat cu domnii care fac control, pentru că domnul Bucușanu sau nici cu cine a ridicat problema asta. Domnul Crescu. Partiți, vă rog, în față și răspundeți la întrebările domnilor consilieri de țintă. Domnul Bucușanu, vă dau cuvântul. Sunt anumite sesizări din partea unor operatori de transport. Sunt domnul transport. Din cadrul consilieri de țintă. Fac anumite controle fără respectarea legii. Și nu sunt însoțiți, cum ar fi permis inspector din cadrul Poliției Rutiere și de la ISC3. Și asta, sincer să vă spun, la ședința anterioară, în drum despre Roman, prin Piatra Neamț, i-am văzut și eu în trafic, erau singurei că opreau mașini. Dar nu se mă oprească nici, ei au alte competențe și nici nu au voie să oprească în trafic, doar fac controle mixte și trebuie să fie însoțiți. Cum răspundeți la acuzația asta? Controlele se fac mai în echipe mixte cu cei de la Poliția Națională, respectiv serviciul de la serviciul rutier de la inspectorat. Așa ar trebui ca solicitarea care ia un de IBJ, s-ar părea că nu chiar așa.
În acest sens... Aveți probii concrete? Eu v-am spus, am fost pe ochii mei. Acum nu știu dacă erau... Eu zic că era un polițist pe acolo ascuns. Adică să fii atent la... Erau cei de la postul de poliție de la Tupilați, care erau în față la hartul rezervat. Domnulescu, procesele verbale care le faceți, să fie omisemnat cu poliției? Nu, dar nu, îi dă local portatator. În schimb, când ieșim cu serviciul poliție rutier, avem acele fișe de control, unde îi trecem și pe cei de la Poliția Națională, ca participanți la controlul în dată. Bun, acum lăsăm drumul la o parte. Problema ridicată de colegii liberale este una corectă. Real. N-aș vrea să... Real. Nu știu dacă e reală, dar real, e corectă. N-aș vrea să ne trezim vreodată în situația în care să faceți vreun abuz sau vreun control la ordine. Atunci o să avem mari probleme prima dată cu minus. Domnule președinte, dacă îmi permite, dacă într-adevăr există vreun abuz sau se poate dovedi că nu am ieșit fără poliție, doar să ni se prezinte. Cui SCTR-ul a ieșit din luna septembrie, de când s-a modificat legislația. Cu Poliția Națională a ieșit de când am început, în baza unor acorduri și adreselor care se fac în fiecare lună către Poliția Națională, prin care solicităm sprijinul pe timpul controalelor în trafic. Încercați să echilibrați un pic controalele și pentru cei care fac transport de persoane, nu doar marfă. Acolo sunt firme care chiar fabricat, chiar pe ruta Bucuș, Piatra Neamț, din comună cu la mine, în camera am urmărit de multe ori, în zilele de sărbătoare și duminica, trec foarte rar, nu mai respectă programul orar care e așa de... Haideți să facem un pic de oricum. Mai multe dată. Nu fac că face controle cu SSR-ul și cu, și cu poliția, dar în fapt, în fapt nu e așa. Cred că nu, 50% din controle efectuate sunt făcute doar de corpul de control al Consiliului Județean. Oprirea autobanelor se face abuzivă prin poziționarea mașinii de la Consiliul Județean în fața camioanelor cu celofarurile, limitând, micșorând viteza în așa fel încât autocamionul să o să frâneze, pentru că știți că e da, sunt mai greu de oprit. Hai să dăm un dușan, e chiar așa. Așa este, vă spun eu, pentru că eu am colaborat cu transportatorii și așa se întâmplă. Pentru că dumneavoastră au competențe să oprească camionul, dar sunt opriți. Avem un proces verbal, de instanță? Sunt și controlat de mici. Sunt acum, sunt, dar vă permiteți? Să vă spun cum faci identificarea greutății unei cantități din masă de noastră camion. Din 80 de sancțiuni, domnule președinte, au fost 21 de avertismente, 21 de amenzi contravenționale în valoare de 325.000 de lei. Împotriva celor 21 de procese verbale de constatare sancționare au fost formulate contestații, cum permite legea, din care 5 plângeri au fost definitive cu menținerea proceselor verbale, o plângere a fost transformată în avertisment și 15 contravenții sunt pe rol la instanță. Iar 13 procese verbale au fost achitate și 18 au devenit titluri executori. Și mai avem încă 7 procese verbale care au fost comunicate deja celor. Bun, ideea în altul următor. Noi investim foarte mulți bani în modernizarea drumurilor județene și în fapt, realul care se întâmplă și știe. Dacă dumneavoastră nu vă faceți treaba, îi băgăm degeaba. Pentru că mai ales pe zonele unde se cală foarte mult pietriș sau lemn, acolo avem o mare problemă, că în jumătate de ani e la fel. De aia vă spun să luați foarte în serios ceea ce faceți. Să nu vedem camioane care depășesc tonajul sau viteza. Sigur că sunteți 2-3-4, dar încercați să fiți... Au metodele lor să anunțe prin telefon, când vă duceți, mai trece nimeni, știm asta. Dar încercăm cât de cât să fim prezenți. Și intrați un pic mai mult în cei care fac transport de persoane, pentru că aici au fost semnalate și mie probleme mari în ceea ce înseamnă respectarea programului de transport și respectarea condițiilor. Nu se simte la
Apelând cu acum, tot m-a dat de doar chiar numai din foarte mică. Eu am lucrat că m-a venit. Nu permis să văd ce e pământ. Dar am spus. Metaforic. Chiar dacă tot am dat la jurul care mi-a trimis la colegiul și vreau să ajutăm, am zis, vedeți jurul că am zis și fac treaba. Treaba în sensul că operatorii care au aceeași trasei troleibuzul sunt efectiv haotici. Deci nu sunt respectul nici program. Și atunci ca să ai dat troleibuzul, ca probabil, fac aici. Vine aia înainte cu 5 minute, stau, vedește autobuzele noastre, dar nu am doare. Vă spun că am stat în stație cu angajat de la troleibuzul și dat un greu prin doamna trebuie. Stau până apare troleibuzul în stație. Deci stau și în plus. Să ia tot. Tot ce care e călător. Da, aici trebuie să vedem, să facem o strategie pe subiectul ăsta, împreună cu Ceau, cu Ada de la troleibuzul, conducerea de la troleibuzul, să vedem cum facem, împreună cu cei care fac control trafic, să gestionăm chestiunea asta. Pentru că acolo să cădem mai ales. Nu mai putem. Deci nu mai asta. Nu e vorba ca să respecte programul de transport. Dacă nu, asta spun, că nu ai așa ce. Pentru că ei vin cu 5 minute înainte. Mai stau și 10 minute. Când vine troleibuzul, pe cine? Mai stau și în bută. Mai stau și în plus. Să respecte programul de transport. Da, mai problema cu troleibuzul care te fac și de drept, dacă nu se rezolvă, adică ai un trans, nu-și face treaba. Troleibuzul are foarte mari șanse ceea ce înseamnă că acest teorie componente al Radio Trans, deci AGA de la Radio Trans și Consiliul Director de la Radio Trans își facă datoria și se ia măsurile necesare pentru a se putea da compensa. Aici o chestiune extrem discutabilă. Unii spun că putem, dar alții spun că nu putem, nu știu ce Dumnezeu, dar oricum trebuie să facem ceva, pentru că peste tot, în toată România și în toată lumea, transportul public de persoane este subvenționat. În condițiile în care primăria Piatra Neamț, n-aș spune că nu vrea, nu poate. Trebuie să vedem ce soluții găsim, nu știu cum, poate fi echilibrare, poate, nu știu, să facem o variantă prin care să ajutăm să direcționăm niște legal, niște bani de la Consiliul Județean spre OAT-uri, ca să putem să susținem transportul. Pentru că eu vă spun, dacă nu facem și noi implicăm noi Consiliul Județean, trebuie să... Am dat de oraș și municipii de sezionat transportul, dar nu există așa situație ca la noi, unde avem alte firme care fac același trasee cu firmele care au acolo pasajul. Poate și asta poate fi o soluție, să încercăm traseele astea să facem și până. Nu știu, trebuie să găsim o mai. Tot Adio. Da, mai are o idee, domnul Mugurea. Mă rog. Chiar trei idei, dacă îmi permiteți. Toate trei. Vreau să fac un apel la rațiunii de toți colegii și în special pentru conducerea județului. Dacă sunt de la transport, vreau să completez ceva. În loc de domnul Vreau sunt de acolo. Domnul Vreau, stați un pic la ce mi-a spus cu... Din partea multor operatori de transport persoane, sunt solicitări pentru modificare, trasei, schimbări de ore, nu știu cât de bine sunt întocmite, în schimb, acele cerere stau prin sertarele la compartimentul transport. Aș ruga compartimentul transport să-l dea o rezoluție. Care crede că este cu chipuință? Compartimentul transport. Domnul Colachi, da. Auziți că stau cererile în rulat, domnul. Domnul cererile la care s-a spus domnul consilier, poate din partea autorităților care nu a transportatorii, poți face doar... Poate m-a fost mai greșit. Din partea OAT-ului, domnul. Sertarele sunt sus, putem căuta. Vino tu personal. Nu, mulțumesc. Domnul consilier județean Mugurea. Finiș Corona Turcus, mulțumesc.
Deci făceam un apel la rațiune către toți consilierii județeni și vreau să remarc o schimbare de atitudine din partea conducerii executive și vă felicit că începem să dezbatem proiectele de hotărâri în termenul Consiliului Județean, dar de la dezbate până la colabora, distanța este lungă. Acum, noastră, ne trageți pe noi de urechi că nu votăm proiectele referitoare la deșeuri. V-am rugat și data trecută și reiterez și astăzi ideea în a face un cerc mai larg de discutare acestor probleme, pentru că vizează întreaga populație a județului Neamț. Eu am bancat de urechi, v-am spus doar ce am auzit el la televizor, a fost cu un minut cu urmă, la o întâlnire cu operatorii și oarele a plăgea atenția la UAT-uri. Așa este. Să se miște și să facă modificarea asta, pentru că altfel România va intra în infringement, să vor îndrepta către... Și eu m-am analizat primar, președinte din Consiliul Județene, nu către mine, că am votat. Pentru cei care nu au votat... Până la guvern, eu știu că domnul Orban nu e membru în Consiliul Județean Neamț. Noi suntem consilieri și eu... Eu vi l-am propus, domnul. Eu vi l-am propus. În afară de a dezbate la comisie și a discutat cu domnul Pădure, cu cine mai este așa, printre uși, printre ferește, noi n-am participat la o dezbatere reală vis-a-vis de tarifarea grămoilor. Sunt multe lucruri. Tarifarea pe persoană, tarifarea la metru. S-a discutat un buget foarte restrâns. Eu încă cred că se vor întâmpla lucrurile astea. Acum, revenind la modalitatea de funcționare... E domnul Vreanu, că se mergeți în comisii de dezbatere de la Parlament când fac lege. Nu, ele se negociază aici. Nu se negociază nimic. Legea nu se negociază. În direcțiile Consiliului Județean sunt depuse niște documentații, apoi ele sunt demise spre Consiliul Județean. Acum, referitor la cum se adoptă hotărârile în Consiliul Județean, remarcă și la ședința anterioară și la ședința aceasta, s-au adoptat cu majoritate simplă hotărâri privind investiții. Nu știu dacă e legal, pentru că e necesară o majoritate absolută. Sunt jurist? Care nu a fost întrunit. Eu îmi exprim un punct de vedere și vă atrag atenția că ar putea fi atenție de nulitate. Și hotărârea privind investiția de la spital și cea privind astăzi drumul de la biserică. Am înțeles. Bun. Da. Referitor la problema cu salarizarea personalului, n-am vrut să întrerup cursul ședinței, le-am notat și vi le spun acum. Ceea ce e foarte bine. Ați înțeles. A zis trei. Păi n-am ajuns decât la a doua. Prima a fost de laudă. Dar ați vorbit prea mult la frumoasă. Nu știu. Voi grăbiți în era? Da. Nu mai aveți voie să ieși ca cu șampoană și este Haideți că e interesant pentru toată lumea să afle că, de fapt, creșterea salariului minim pe economie înseamnă creșterea din Consiliul Județean, creșterea salariului directorilor cu 1.500-2.000 de lei, iar celor de la bază cam cu 200 de lei. Mă gândeam dacă n-ar fi corectă o reevaluare a indicatorilor de multiplicare pe schema de salarizare pentru cei din conciliere direcție. Ordonanța de urgență a există o marjă. Există o marjă care știu că stă în puterea executivului să absorbe acele știți de ce avem un rezultat bun aici la Consiliul Județean Neamț? Pentru că ne plătim oamenii bine. Eu prefer să-mi plătesc oamenii bine și să am rezultate, decât să-mi plătesc oamenii proști să n-am rezultate. Am înțeles. Pentru această plată foarte bună, eu aștept atunci răspuns la interpelările mele către secretariat, către direcția juridică și către președintele Consiliului Județean. Sunt plătiți foarte bine. Așteptați. Bun, care e termenul în care vom primi răspuns? Termenul legal. Care e termenul legal? Care e de legea 544? Cred că a fost depășit termenul legal. Serios? Niciodată nu fac legea. Gândiți-vă, pentru că sunt niște lucruri în suspensie. Dacă ne referim la plata personalului și la plata conducătorilor... Și asta e de la diavol, suntem în postul regiunului. Dar nu mă cer cu dumneavoastră. Bă, n-am credința asta. Vreau să știm și noi ce se întâmplă. Dar nu credință. N-am credința de a mă certa, domnul președinte. Credința noastră este de a tergiversa, observ. De asemenea, vreau să vă mai întreb când o să dispuneți modificarea ROF-ului conformitate cu hotărârea inițiată de mine. Să facem ce?
Am propus modificarea regulamentului de organizare și înțeleg că la reprezenția juridică că este atribut de statul și președinte. Da? Dumneavoastră puteți la curs sau nu? Să fiți președinte de Consiliul Județean, modificați ce vreți. Ați văzut? Asta e distanța de la dezbate și a colaborări. Asta facem, dezbatem și v-am explicat. Când o să fiți președinte de Consiliul Județean, vin în atributul președintelui de Consiliul Județean, o să o faceți. Mai avem un pas de făcut, mai este o jumătate de an. Are... Să încheiem anul cu bine și cu gânduri bune. Domnul Grae, brutul e gratis. Nu așa să fiți plătiți. Nu vă pierdeți nimeni să vă doriți să fiți. Brutul e gratis. Oh, nu v-ați pierdut. Domnul Pușcaș. Domnule președinte, estimați colegi, cunoaștem că la începutul acestui an, împreună cu Asociația Coordonată de Ionul Cursu, care este bine cunoscută în țară și în străinătate, am încheiat o asociere care vreau să vă spun că s-a încheiat cu succes la școala specială Alexandru Roșca din Biala. Este vorba despre acel cabinet de țară. Atât de necesar copilor cu probleme de școală și nu mari. Și vreau să vă spun că această activitate, deși noi de două, trei ori am reluat și am modificat acel program de asociere datorită condițiilor care au apărut pe parcurs, s-a încheiat cu succes. Deci iată că sunt și lucruri mai mari, mai mici, dar care se urmăresc de către Consiliul Județean și cei cu care intrăm în asociere. Deja un număr foarte important de cadre sanitare, medici, stomatologi care lucrează acolo, un număr important de copii care au beneficiat de servicii de acelui cabinet, arată impecabil. Acest lucru se va duce în zilele următoare, la începutul anului următor, la Spitalul din Roma, la Spitalul din Tătunel și dacă fac lucruri multe și multe. Eu zic că este de apreciat cu asta și de anul. Acest efort și al nostru, a tuturor conținerilor, că toți am fost de acord cu așa centrală, dar în noi am susținut. Am încheiat. Da. Dacă tot amintim de lucruri mici și mari, vreau să vă spun că astăzi am reușit și am dat ordine de începere și am predat ambasamentul la domnul județean 155F la Axian. Deci ăsta chiar un lucru mare, care l-a făcut în română. Știți că e un drum pe care îl promit toți președinții de 90, un drum care e închis de lor. Și astăzi am dat ordine de începere și am predat ambasamentul, ceea ce înseamnă că, dacă ne ajută Dumnezeu și vremea, până în vară sper să călătorim pe acolo. Dacă mai este altcineva, dacă nu, să vreau să dau frumos lucrurile de ceva și de mesaj. Dragi colegi, sunt desigur încet, dar va fi pentru șase reactoare. Îmi iasă foarte posibil, am mergea pe așa un soi de timiditate ca să vorbesc cu domnul Mureanu, dar sper să depășesc momentul și să mă pot adresa dumneavoastră cu o serioasă și apă. Apropo de informarea care dumneavoastră ați avut-o în legătură cu vizita la Londra, vreau să fac o precizare importantă și anume. În anumite poziții de presă a avut informația falsă că noi ne-am dus acolo să întâlnim de persoană, așa de fiecare din noi, noi ăștia din conducere, ceva la nivel de 107 de ani. Este o informație falsă. Am un manipulator de presă care au impresia că dacă spun așa ceva către populație, vor spune, iată, domnule, ce cheltuie ăștia acolo? Nu. Se va spune aici. Am avut de la Consiliul Județean 3.100 de lei de contare, cazare și ce masă ce a fost acolo. Nu vreau să vă spun că nu e frumos, că n-am scos de buzunar. Dar acțiunea în sine de la Londra, de capitala Marii Britanii, a fost efectiv un succes pentru voi, pentru societatea românească, pentru că în prima zi
Ne-am întâlnit cu 137 de ambasadori și în capitala Marii Britanii nu este un șefer de ambasadori, care au apreciat acțiunea noastră, au apreciat România și au plecat cu niște cadouri de acolo, efectiv, primi și telefoane post-factum, dacă mai avem instituții, dacă mai avem cliente, dacă mai avem nu știu ce, că vor să mergem și la colegii de la ambasadă, de exemplu. În a doua zi, ne-am întâlnit cu 350-400 de români. Ceea ce este de remarcat e că aproape 80% dintre ei erau tineri, entuziaști, deci copii minunați, oameni minunați, și care, în discursul care a ținut acolo, într-o rotă absolut liberă, i-am rugat, urmă și succes în același timp, i-am rugat să facă tot ce este posibil, să învețe, să studieze, să muncească, dar să nu uite de România și să se întoarcă acasă. Sperăm să creăm acele condiții care unii noștri de peste tot, nu doar în Anglia, să vină acasă. A fost o acțiune, aș zice, extraordinar de mulțumitoare și cheltuielile care, cu drag, dumneavoastră ați aprobat și pentru care vă mulțumesc, au fost cheltuielile ce au existat întregul ansamblu al acțiunii. Vorbim de sute de oameni, vorbim de, repet, 137 de ambasadori acreditați în Capitala Marii Britanii, care au venit în prima seară ca să onoreze Ziua Națională a României. Asta în legătură cu Londra. În legătură cu, cum ați observat, noi cei de la Audi ne-am abținut de la vot în legătură cu gestionarea de vot. Ce am să vă spun? Este o abținere pe undeva logică, înțelegând însă și periculozitatea neaplicării legii. Noi trebuie să gândim foarte bine aici. De ce am votat în votă? Pentru că acelor ședința trecută, sau cum vă două luni de zile, realizarea acelor proiecte, tocmai ca și operatorii din domeniul respectiv, să vină, să fundamentăm, să dezbatem, să vedem în ce maniere, cum și în ce fel este încărcat fiecare cetățean, apropo de costuri pe tona de gunoi. Va trebui după Revelion, după sărbători, să vedem în ce manieră, în ce fel, legea nu trebuie încălcată, pentru că ne cere legea. Deci să explicăm populației, să vedem despre ce este vorba și, dacă va fi necesar și obligatoriu prin lege, va trebui să aprobăm și asemenea costuri. Dar ne vom aproba cu condiția că vom ști pentru fiecare persoană cu cât am încărcat, fie că este din mediul rural, fie că este din mediul rural. Asta a fost motivația pe care cei de la ALDE am votat astăzi aproape de abținere alături de Partidul Național Liberal. De anumite vom vota, așa cum a spus și domnul Tăricianu, vom face o poziție loială, adică o poziție în favoarea cetățeanului. Și mă asigur că nu mă voi, nu vă voi dezamăgi și nu voi dezamăgi cetățenii din trasele perspectivă. Dar vom fi alături de cetățeni. Vă mulțumesc pentru atenție, la mulți ani tuturor, la mulți ani președinție. Da, o idee e foarte bună, domnul vicepreședinte, și chiar subscriu la ea. Haideți să facem un fel de lucru. Haideți să creăm. Punem și ALDE, suntem parte. ALDE ar vrea să participăm. Să facem niște comisii, niște delegații, de la Partidul Național Liberal 4, de la PSD 4, unul de la ALDE, unul de la PRP. Și haideți să ne întâlnim cu operatorii, să stăm aici la masă cu ei, păsim două ore, să vă explici la toți și să ne explici la toți de ce trebuie făcută treaba asta și haideți să o închidim o dată, că nu vă spunem. Primim infringement și vorba de bani. Și noi o să ne trezim într-o zi cu niște... și operatorii, dar și dacă primim infringement, o să ne dea în judecată și o să ne ia bani. Iar Consiliul Județean o să sunt drept prin votarea și tot așa. Nu vrem să ajungem acolo. Dacă spuneți că, domnule, nu pot să votez în cunoștință de cauză, deși când e lege, nu știu cauze, dar, mă rog, haideți să ne vedem aici în ianuarie cu operatorii, cu toți, de pe toate zonele și cu cei care gestionează depozitul, și să stăm aici până înțelegem cu toții de ce trebuie făcută modificarea asta. Sunteți de acord? Să facem de la fiecare formațiune politică
Atunci aștept de la Partidul Național Liberal 4 propuneri, de la PMP 3-4 am vrut să zic și eu, dar mă gândeam să nu se supere, poate vor să vină 5. Așa? De la de una, hai să fim și noi acolo, ca să ne ții mai lămurim noi cu Nu, să fii super parlamentar, dacă nu super. Atunci, aștept propunerile de la dumneavoastră și propun asta să o facem în ianuarie, înainte de ședința ordinară. După sfârșit. Apropo de deplasarea de la Lucra, atunci când m-am întâlnit cu domnul ambasador Mihalache și mi-am propus, aveam planul în vedere de 4-5 județe. Și faptul că m-au ales Neamțul să participe acolo a fost un lucru care, cel puțin prin mine, m-a onorat și am zis că merită să facem efortul ăsta, pentru că, așa cum a spus și domnul vicepreședinte și vedeți și dumneavoastră, nu e de aici dincolo să-ți prezinți tradițiile, portul și județul în delegație de 250 de ambasadori. Chestia asta, pentru așa ceva, mulți plătesc. Mulți plătesc. Iar noi ne-am dus acolo la invitația domnului ambasador, ceea ce înseamnă că a fost o oportunitate și prețul pe care l-am plătit ca și costul de deplasare nu mi se pare mare. Eu zic că a fost foarte binevenit deplasarea de ziua națională de la România. Bun. Dacă nu mai avem altceva pe ordinea de zi, eu vreau să vă mulțumesc tuturor și celor din PSD și celor din opoziție, din opoziția din Consiliul Județean. Pentru cum am lucrat anul ăsta, indiferent de unele discuții și animozități, până la urmă am lucrat cu toți în interesul nemțenilor, ceea ce a fost bine. Un pic mai mult domnul Ungureanu, dar asta e situația. Și sper că anul care vine, jumătatea de an până la alegerea altui președinte, apa carna, dacă vreți, să facem ceea ce trebuie și ceea ce așteaptă nemțenii de la noi, pentru că avem foarte multe proiecte implementate, foarte multe. Și eu cred că putem să... Nu cred, sunt sigur că a fost cel mai bun și mai politic mandat al Consiliului Județean Neamț de la Revoluție și până acum. Și nu spun asta nici ca o... Da, chiar o spun cu mândrie. A fost un mandat extrem de bun pe care l-am avut și eu ca președinte de Consiliul Județean și dumneavoastră ca și consilier județean. Aici avem un ansamblu popular de artă, care ne vor colinda, după care vom ciocni un pahar de șampanie și vom vedea. Spune-mi în ianuarie când voi da o dare de seama, acum suntem din Crăciun, acum ne bucurăm cu părinte. Vreau să mulțumesc și personalului din Consiliul Județean Neamț. Așa cum am spus, sunt extrem de mândru de dumneavoastră, în special, pentru că ceea ce am făcut eu ca președinte și noi ca și Consiliu, nu puteam să facem fără ajutorul dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc. Vă urez sărbători frumoase, binecuvântate la toți, la familiile dumneavoastră și să ne revedem sănătoși în ianuarie cu forțe proaspete, cu energie, pentru că avem nevoie. Va fi un an extrem de important și de bun, zic eu, pentru județul Neamț. Mulțumesc încă o dată și haideți să ascultăm. Oh, yeah, 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 yeah,